Salut, prieteni, sunt Patrice Spodină. Iar voi ascultați Sportal, singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte și ascultăm muzică bună. Bine v-am regăsit! Cineva să tragă draperiile că mă orbește toată transparența asta. Noi conduceri de la FC Universitatea Cluj. E zarvă mare, prieteni, pentru că a apărut, iată, această informație de breaking news, conform căreia Ucluj nu a primit licența pentru Liga 1 pentru sezonul 2021-2022. Reacții care mai de care mai vehemente din partea suporterilor și un comunicat de o transparență orbitoare în care fanii sunt anunțați că FC Universitatea Cluj a respectat protocolul de licențiere, doar că nu s-a mai dus procedura până la capăt din motive lesne de înțeles, pentru că echipa nu intrase în play-off, deci ce nevoie mai avea clubul de licență? Că doar nu era vorba de vreo licență academică pe care s-o pui în ramă pe unul dintre pereții birourilor domnului președinte Constantin Răduță sau managerului general Ovidiu Blag. Dar stați așa, că dacă aici chiar există circumstanțe atenuante, o să discutăm un pic despre acestea, sigur. Cealaltă dovadă de transparență dezvăluită de Eric Lincar ne convinge, dacă mai era cazul, că vorbim de o sinceritate care ne-a închis gurile tuturor. Vă spun imediat despre ce e vorba și de ce încep să nu mai cred o iotă din toată transparența asta pe care atât de academic o clamează noua conducere a Universității Cluj. Poate vorbim un pic și despre ceilalți transparenți, ceilalți conducători, cei de la Clubul Sportiv Universitatea, prietenii celor din structura de conducere a Fotbal Club Universitatea. Poate vorbim un pic și despre campania de transferuri pe care au început-o deja liderii clubului de fotbal. Și până să ajungem așa la Eric Lincar, vreau să ne revenim puțin asupra discordiei pe care au creat-o cei de la Liga2.ro prin articolul pe care l-au publicat, articolul în care spuneau că toate echipele care au evoluat în play-off-ul Ligii a doua au obținut licențele de Liga 1. Ba, până și Farul Constanța și Petrolul Ploiești au absolvit criteriul ăsta de licențiere, mai puțin Universitatea Cluj. Farul, Constanța și Petrolul Ploiești, la fel ca și Ucluj, au jucat la retrogradare, deci ce nevoie aveau ei de licență? Se întreabă cumva pe bună dreptate fanii Universității, după ce Clubul Clujan a remis transparentul comunicat, primul în care se încearcă o notă explicativă. Din punctul meu de vedere, Ucluj chiar n-avea nevoie de licență, criteriul sportiv de accedere în Liga 1 nefiind îndeplinit. Întrebarea legitimă, altfel, a suporterilor, de ce Farul și Petrolul au continuat procesul de licențiere? Pentru că oficialii celor două cluburi știu, așa cum știu și cei ai Universității, că la cum merg lucrurile în fotbalul românesc, orice este posibil și oricare dintre echipele care au obținut, sau mă rog, vor obține promovarea, că mai sunt două meciuri de baraj, da? Oricare dintre cluburile astea ar putea să aibă o surpriză din partea reprezentanților FRF și să primească vestea că nu vor evolua în Liga 1. Din vari motive, că n-au hrănit la timp peștișorul din acvariu sau că banii cu care au cumpărat purecii de baltă ca să hrănească peștișorul din acvariu proveneau din surse mai puțin legale, ceea ce putea să ducă la anularea licenței și redistribuirea locurilor în Liga 1 următoarelor echipe purtătoare de licență. Repet, cumva mă poziționez de partea conducătorilor iubiți ai Universității în treaba asta. Chiar dacă dosarul de licențiere a fost întocmit de vechea conducere, condusă, știm și știți, de inutilul Radu Constantă și de căpușa abonată la bani publici Daniel Stanciu. Deci, moral vorbind, chiar nu avea nevoie Ucluj de licența cu pricina, că doar nu era să accepte un club ca Universitatea Cluj, Meschia, un club, o promovare pe care, sincer, nu o merita. Suporterii s-au burzulit și cumva le dăm și lor dreptate, că nu se dorește promovarea, că sunt niște amatori, toți cei din conducere și câte și mai câte au scris fanii lui Ucluj pe Facebook. Aici însă nu pot să fiu de acord cu suporterii care susțin că nu
s-a dorit promovarea în ultimii 3 ani, da? Tot asta se scrie acolo în mediul online, că în ultimii 3 ani nu s-a dorit promovarea în Liga 1. Ba, să știți că eu sunt convins că în 2019, atunci când U a ratat accederea în Liga 1, chiar s-a dorit promovarea. Doar că atunci s-au risipit niște resurse importante și mai ales în perioada de după pierderea barajului cu FC Hermannstadt s-au risipit niște resurse financiare și umane importante care au dus la această stare de lucruri, la revolta fanilor, ulterior la întârzieri salariale, la pierderea încrederii unor sponsori și așa mai departe. Aduceți-vă aminte că la puțin timp după pierderea barajului, doi oameni, doar doi, Ioan Ovidiu Sabău și Cosmin Irimie și-au demisionat. Da? Și au fost singurii care și-au asumat eșecul promovării. Prea multe explicații nici ei nu prea aveau de dat. Adică, cum să argumentezi ratarea obiectivului? Până la urmă, fotbalul e un sport, mingea e rotundă, nu? Așa se spune, da? Aduceți-vă aminte că Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni și a generat un cutremur la Barcelona atunci, în 86. Dar să nu vă imaginați că șefii de pe Camp Nou au putut să explice eșecul de la Sevilla. Steaua a câștigat la lovituri de departajare, deși cu un an, doi înainte, începuse o campanie de achiziții impresionantă la Barcelona. Da? Plecase Maradona de la Barcelona și în locul lui a fost adus un scoțian, Steve Archibald, un jucător fantastic. Bine, mai jucau și alți monștri pe acolo pe la Barcelona, dar explicații pentru eșecul din finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, nimeni nu a putut oferi. N-ai cum să explici o înfrângere pe teren. Da, care de fapt n-a fost înfrângere, că meciul acela s-a terminat 0-0. La penaltiuri s-a făcut departajarea. Ei, cam așa a fost și în 2019 pentru Cluj. Atunci, eu chiar cred că s-a forțat promovarea. Dovadă victoria echipei din returul de la Sibiu, la limită, e adevărat, și inutilă, din păcate. Dar și atunci fanii cereau capete, cereau să fie sacrificați oameni din club și, până la urmă, s-au sacrificat singuri Ioan Ovidiu Sabău și Cosmin Irimieș. Da? Deci nu sunt de acord cu ideea că nu s-a vrut promovarea în ultimii 3 ani. Ce a urmat a arătat neputința și nepriceperea celor care au rămas în club. Nu a tuturor, dar a celor care decideau. Bun, în 2020... pandemia a salvat clubul de la o nouă rușine istorică, iar anul acesta, pe când lucrurile păreau să intre pe un făgaș normal, a venit soborul de academicieni și i-au uns în funcții pe domnul Răduță și Blag și uite așa a început o nouă etapă de transparență. Da? Și iarăși, uite așa, am ajuns iar la atât de clamata transparență. Ce vreau să vă zic, vă amintiți că înainte de Paști, l-am avut invitat pe Ovidiu Blag, managerul general al FC Universitatea Cluj. Vă amintiți, da? Ce frumos ne-a vorbit domnia sa despre transparența clubului în relația cu angajații, cu fanii, cu sponsorii, cu autoritățile, bla bla bla. Vă mai amintiți cum încerca să ne convingă managerul general că antrenorul Costel Enache este prima opțiune pentru postul de antrenor, evident. Da, pe 21 aprilie a fost înregistrat și difuzat episodul amintit, îl găsiți pe YouTube, Sportal Ro, episodul 10. Da? Ne spunea atunci managerul general al universității că Enache e prima opțiune și că discuții despre prelungirea contractului vor avea loc imediat după ce echipa termina sezonul, pentru că mai erau 3 meciuri, vă aduceți aminte povestea cu trebuie să vă ardă tricourile, da, discursurile acelea incendiar de academice. Da, stați că între timp s-a dus Eric Lincar la DigiSport săptămâna trecută și un pic așa l-a dat de gol pe domnul Blag. Găsiți emisiunea pe site-ul lor, pe digisport.ro. Da? Zicea Lincar că a fost sunat în prima zi de Paști de domnul Ovidiu Blag și că în 10-15 minute erau deja înțeleși virtual, așa, de la distanță au bătut palma. Deci Lincar era practic noul antrenor al FC Universitatea Cluj din 1 mai. Atât de transparenți au fost conducătorii universității cu angajatul lor, Costel Enache, că au uitat să-i spună omului lui Enache, adică să nu mai aștepte să fie sunat, că echipa are deja antrenor de pe 1 mai. Vă amintiți probabil că după ultima etapă din play-out, disputată în 8 mai, deci la o săptămână după ce Ovidiu Blag și Eric Lincar au bătut palma, Costel Enache spunea că de 2 săptămâni așteptau un telefon de la conducerea clubului ca să discute strategia viitorului sezon, să discute despre transferuri,
despre buget, despre obiective, alea. De ce aștepta domnul Enache un telefon de 2 săptămâni? Pentru că în urmă cu 2 săptămâni, da, se pare că ar fi avut loc acea discuție în care conducerea universității lua în calcul ca primă opțiune pentru postul de antrenor tocmai persoana lui Costel Enache. Acum, cum să-l sune cineva în cele 2 săptămâni dacă din 1 mai echipa avea deja alt antrenor? Sigur că prezentarea oficială s-a făcut abia în 11 mai, după ce în 10 mai site-ul clubului anunța noul antrenor, deci pe domnul Incar. Așadar, Enache era prima opțiune, așa, ca un bullshit, de fapt, sau o dovadă în plus, dacă vreți, că lucrurile se fac cu adevărat transparent. Da? Sigur că acum o să vină și reacția, păi, pe 1 mai nu era nimic oficial. Puteam să anunțăm că dacă Eric se răzgândea. De fapt, eu cred că s-a mers pe ideea, bă, nu putem ieși acum public să-l anunțăm pe Linkar, după ce le-am turnat incendiarele, discursuri academice cu arsul tricourilor pe umeri, cu Cluj, Mesc e un club. Nu putem să le spunem acum lui Enache și ai lui că, de fapt, lucrurile s-au schimbat și că s-au aranjat și că nu mai avem nevoie de ei. Că îi deranjăm poate un pic la burtică și ne trezim că pierdem iar cu Recea, ceea ce s-a și întâmplat. Că nici Enache, nici staff-ul, nici jucătorii nu mai aveau energie și chef să joace un meci care oricum era ultimul. Da? Cam atât am vrut să spun despre transparența pe care a dat-o așa de gol domnul Eric Lincar în direct la un post național de sport. Bun, au apărut și primele achiziții la Universitatea Cluj, 3 flăcăi cu experiență. Unul a fost chiar capital Universității Craiova, al lui Adrian Mititelu, un veritabil lider în teren și în afara lui, atât de important pentru FCU Craiova 1948, că l-au pus pe liber imediat după ce echipa a promovat în Liga 1. Dar, mă rog, timpul va demonstra dacă au fost alegeri potrivite. Da, din cele 3 achiziții oficializate până la ora înregistrării acestui episod, pe mine m-a impresionat până la lacrimi transferul lui Albert Voinea, un atacant fabulos, are 28 de ani și o carieră care chiar îl recomandă la o echipă cu pretenții. Da? E suficient să vă spun că a debutat în Liga 1 la 18 ani, adică nu e nei ca nimeni. Dacă vă mai spun că are în CV pe echipe una și una, da? Metalul Reșița, Unirea Târlungeni, CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Deva, Ripensia Timișoara și, evident, Turist Turnu Măgurele. Asta, atenție, până să ajungă la UTA Arad, unde a avut asigurat postul pe banca de rezerve pe toată perioada pe care a petrecut-o acolo. 22 de minute per meci este media aparițiilor lui Albert Voinea în tricoul UTEI în sezonul recent încheiat. Da? Practic a prins 7 meciuri în tricoul UTEI, în medie câte 22 de minute. Bine, asta nu înseamnă că nu poate să explodeze la U Cluj, că și Cristi Gavra, când a ajuns la U, a dat 20 ceva de goluri în primul sezon. Da? 22 de goluri, parcă. După aia a avut probleme. Apoi, să nu uităm că și Ciuca Ogbu a marcat la primul meci oficial, în cupă, tocmai cu UTA. Apoi a marcat și la primul meci în Liga 2, cu Slatina. Și cu alea 2 goluri a rămas. Da, hai să nu fim cârcotași, poate... Băiatul își regăsește pofta de gol pe care a arătat-o la Ripensia Timișoara, cred că în urmă cu 2 sezoane, nu, sezonul trecut, în 2019-2020, a marcat 13 goluri, când m-am uitat la un dat peste statisticile lui. Așa. De fapt, acela a fost și cel mai bun sezon al carierei pentru Albert Voinea. Sigur că vor mai veni încă vreo 20 de jucători, am mai spus, sunt sute de băieți cu pretenții de fotbaliști liberi de contract în perioada asta. Hai că iar am vorbit numai despre U și știți că mie nu-mi place să mă lungez, dar nu e un episod din ala de 45 de minute sau de o oră, e atât cât avem ceva de zis. Și stați că vreau să vă mai spun că nu putem să nu amintim și de cealaltă conducere de profesioniști, cea de la Clubul Sportiv Universitatea Cluj. Așa, în încheiere, vreau să vă spun una tare de tot. Am primit o informație că în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, din data de 1 iunie anul curent, adică de luni, s-ar fi discutat sau s-ar fi propus să se discute la cererea unor cluburi, nu se zice care sunt acelea, dar informația noastră este că aici intră și CS Universitatea Cluj, da? Niște cluburi ar fi cerut nici mai mult, nici mai puțin decât continuarea activității
ligii naționale de handbal feminin în formatul în care a început în sezonul care încă se derulează, da? 2020-2021. Adică să se continue activitatea ligii naționale cu 16 echipe participante. Bine, una s-a retras de mult, deci mai sunt 15, dar ideea era să retrogradeze direct doar echipa de pe locul 15, ultimul în acest moment, adică Activ Ploiești, iar echipele de pe locurile 13 și 14, CSM Galați și Universitatea Cluj, să joace baraj de menținere, promovare în Liga Națională. Da? Deci cum? Adică v-ați bătut joc de fetele astea de la handbal, pe care le plătiți cu indemnizația de efort de 600 de lei pe lună și cu încă vreo 1000-1500, da, poate că sunt și fete care primesc 2000 de lei din banii pe care îi dau sponsorii. Deci n-ați fost în stare să găsiți un antrenor, că echipa e pregătită din noiembrie anul trecut de secundul Sebastian Micola, da? De când pupila lui Dorin Paina este managerul secției de handbal feminin a universității. Atunci, în noiembrie 2020, pupila lui Paina, Cacoveanu și mai nu știu cum, ieșea cu pieptul în față, așa, și enumera o serie de motive pentru care fostul antrenor Alexandru Curescu a fost dat afară. Că rezultatele au fost sub așteptări pentru o echipă care, ce-i drept, făcuse niște achiziții interesante cu câteva luni înainte. Bun, dar nu, nici cu Micola rezultatele nu au fost mai bune. Da? Să nu exagerăm cu victoria aia, cu Bistrița, egalul, cu CSM, hai să nu exagerăm. Da? Deci nici cu Micola rezultatele n-au fost mai bune, echipa e tot acolo la retrogradare. Bun, poate că lucrurile astea se întâmplă pentru că omul nu are încă experiență să conducă o echipă de primă ligă. N-am nimic cu Micola, aștept să plece și el de la club și să-și dea drumul la Guriță și apoi să vezi ce mai aflăm. Că se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și lucrul ăsta. Atenție! În Liga Națională, da, citeam recent o analiză, sunt cel puțin 6 echipe, dacă nu mai multe, care au bugete de peste 1 milion de euro. Da, 1,5 milioane, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, ce să ne București, nu? E clubul cu cel mai mare buget. Iar tu, CSU Cluj, vrei să le umilești pe fetele astea, să le pui să joace cu CSM București, cu Râmnicu Vâlcea, cu Minaur, cu Rapid, cu Dunărea Brăila sau Gloria Bistrița. Stau și mă întreb dacă e adevărat că s-a încercat manevra asta cu cerșitul formatului în 16 echipe. Poate se scoate o Cluj. Stau și mă întreb, până unde merge tupeul? Cum să le aruncați, măi, managerilor în groapa cu lei pe fetele astea? A, mergând pe ideea, păi lasă, nene, că doar 6-7 echipe au bani. Restul sunt ca noi. Deci avem ceva șanse, da? Tot suntem acolo la bătaie, la supraviețuire. Păi nu e chiar așa. Că eu știu că și la Buzău, și la Mioveni, și la Zalău, la Zalău, da, se dă un pic mai mult decât indemnizația de efort și salariul minim pe economie. Mie mi se pare incredibil că în loc să construiești, tu, mare conducător de club, de secție, te umilești an după an, cerșești schimbarea regulamentelor an după an. Doar s-a întâmplat vreo minune și din negura amintirilor o să renască echipa asta care cândva juca în Liga Campionilor. S-au dus acele vremuri, pe bune. Păi, când o rezervă de la CSM București câștigă mai bine decât cea mai bine plătită jucătoare de la U, ce pretenții să ai? Culmea este că, în urmă cu vreo 10 ani, directorul Clubului Sportiv Universitatea, distinsul domnul Ovidiu Vasu, spunea că nu înțelege reacția suporterilor. Ce dacă o echipă a clubului retrogradează? Ce, Steaua n-a retrogradat niciodată? Ba da, domnul Vasu, dar la Steaua știți ce s-a întâmplat? Când s-a reorganizat un pic clubul, așa? Știți ce s-a întâmplat acolo? A venit comandantul și a spus, bun, care sunt echipele care fac performanță? Aia și aia. Bun. Astea primesc finanțare. Celelalte secții, fie le desfințăm, fie vin niște manageri, da? Le iau, să zicem, din Liga a doua și se reorganizează. Primesc ajutorul clubului, atât cât să nu dispară, dar au și adus oameni competenți care au resuscitat secțiile care intraseră pe o pantă descendentă. Echipa de basket masculin, spre exemplu, a evoluat o vreme în Liga a doua, dar ulterior a revenit și la un dat chiar în top 4 în Liga Națională. Acum,
Mai lipsește o nouă intervenție pe lângă Federația Română de Volei, să primească și echipa feminină a clubului în divizia A1, de unde a retrogradat anul ăsta după câteva sezoane în agonie. Da? Și poate le puneți o vorbă bună și băieților de la handbal și de la basket, că nici echipele astea nu mai joacă de ceva vreme în Liga 1. Cereți, domnilor, să se facă ligi de câte 20 de echipe, doar alea care se bat la titlu și medalii au și ele nevoie de parteneri de antrenamente oficiale, nu? Așa mi s-ar părea cel mai corect. Adică, de ce să-ți recunoști incapacitatea sau incompetența când poți, nene, să te milogești acolo, hai mă, să mai schimbăm o dată regulamentul, lasă, că nici n-a trecut încă de tot pandemia. Știi că anul trecut Cluj la handbal feminin, de exemplu, s-a salvat tot așa, că a venit pandemia și n-a mai retrogradat nimeni. Bun, acum n-au avut ce să mai facă. Lotul subțire, bani și mai subțire și gata. Ajunge pentru o zi de luptă, nu? Parcă așa zicea Hector după ce l-a ucis pe Pericle. Ajunge pentru azi. Vă reamintesc că ne găsiți pe Podbean, da? sportal.podbean.com, pe TuneIn, pe Player FM, pe Google Podcast, SoundCloud și alte platforme, inclusiv pe YouTube. Da? Aici vă puteți și abona pentru a primi episoadele noi, pentru a le vizualiza pe cele mai vechi, da? Ca să vă aduceți aminte, de exemplu, ce ne spunea domnul Vidiu Blag și așa mai departe. Puteți să ne scrieți în continuare, da? Știți foarte bine că atât timp cât limbajul este unul decent, e ok. Să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Sportal. Singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte.